Salutare! Un scurt feedback despre site-ul dex.com. Le dau și spun un video, deși am scris și un articol. Așadar, am făcut mai multe comenzi la dex.com, am ceva experiență și am vrut să scriu despre asta. Ăsta e site-ul. Are tot felul de lucruri, de la electronice, la chestii pentru sport, nu știu, de la lanterne, la... În general, chestii electronice, adică chiar dacă au... Așa, electronice sau plastic, da? Deci ăsta e un, doar din plastic, dar în general, dacă vă uitați, sunt electronice. Mai au și câte un rucsac sau câte o chestie, dar în principal, na, un cablu. Au și chestii mai avansate, o să discutăm un pic și despre ele. Deci, robot do-it-yourself, să-l faci cu roți și nu știu ce, cameră sportivă. Dar, în general, au mai mult chestii ieftine. Au și o secțiune cu $2 și o secțiune cu tot vânzări. Bun. Deci coarda asta e foarte drăguță, mi-am cumpărat-o, mi-a venit, arată că teoretic am poză, costă $5. Dacă intrăm la curs valutar și facem o conversie, ce înseamnă $5 în lei, merge mai greu site-ul, o să obținem o sumă mică. Și în general poți găsi un produs la o sumă similară, adică dacă caut, găsesc în România, poate nu 10, poate acolo, între 10 și 20 de lei, dacă caut cu mare grijă. Dar nu găsesc mult mai ieftin. Adică sigur oricât aș căuta nu o să găsesc cu 3 lei o coardă cum e asta. Da? Deci e totuși, ăsta e un cauciuc, e nu știu ce. Da, e funcțională, e tot ce trebuie. Și poate nu o să găsesc cu 16, să găsesc cu 13 dacă chiar caut. Dar în principiu e un fel de cel mai bun preț. Adică fără să-mi bat capul extrem de mult. Deci dacă cumpăr 100 de coarde nu e cel mai bun site. Dacă vreau să cumpăr o coardă, e un preț destul de bun, adică sunt destul de sigur e mai mic decât prețul pe care l-aș obține în Carrefour. Și e ok. Și n-am nevoie de coarda asta mâine și o să o comand peste 4 săptămâni, o lună, două poate, trei, nu știu. E ok, n-am nevoie de produs acum, pot să-l comand și să știu așa. Unul din motivele pentru care să folosești site-ul ăsta e că îți dă o plăcere. Adică comanzi niște prostioare care costă $10 și tu te uiți acolo, mamă, uite ce chestie, $5 și ai așa niște plăceri din astea intense. Când dacă te duci la un site în România, na, e așa, îți vine din China, e așa o mare satisfacție, știi? E greu de cuantificat, dar pur și simplu te simți bine cumpărând produsul respectiv, mai mult decât dacă ți-ai cumpăra aceeași coardă care în loc să fie 15, e 20 de lei. E pur și simplu, mamă, comand din China, e ilegal, e așa, trăiesc la limită, e extraordinar, știi? Și până la urmă, știi, dacă ai cumpărat o coardă de pe un site chinezesc, dar îți dă un feeling pe care nu l-ai, un sentiment pe care nu l-ai de obicei. Bun. Mi-am cumpărat capace de obiectiv, care depinde de unde te uiți, poate să fie mai scumpe. Am cumpărat ăsta, costă mai puțin de $2, costă $1.50, e, nu știu, 5 lei pe acolo, chestii astea. Adică e mult mai ieftin decât ce am găsit în România. Probabil aș fi găsit și în România cu 5 lei, 10 lei poate. Dacă cauți îngrozitor de mult, găsești cu 10 lei. Dar mi-e mai simplu să dau aici, adaug în coș, să mă duc la poștă să iau 5 produse din astea. E mult mai simplu și nu-mi trebuie mâine. Dacă mi-ar trebui mâine, mă ajunge și la România. Că nu, deci, economia nu e extraordinară. Știi? În loc să dau 10 lei, am dat 5 lei. Wow! Asta da reduce. Nu e extraordinar. Că stai la coadă la poștă, ai 5 zile, ai un stres. Dacă nu-ți vine, nu e așa confortabil. Dar în niciun caz nu e mai scump și până la urmă trebuie să stai odată la coadă la poștă. Adică e de preferat decât să mă duc nu știu pe unde să ridic produs sau să comand un produs de 10 lei și să mai dau 20 de lei pe transport și ce-am făcut. Adică nu ies mai bine. Cablul ăsta e de 3,5 mm, e foarte scurt, dar e 2 lei. L-am cumpărat. Asta e că avem nevoie de un cablu ceva mai lung. Ăsta are, nu știu, sub ceva 50 de centimetri, un metru pe acolo, în scurt. Și mi-e trebuia ceva mai lung. E, dacă duci la dx.com și cauți așa ceva, ei zic aici că au 45 de pagini. Nu sunt 45 de pagini, că ei găsesc și produse similare. De exemplu, ăsta nu are nicio legătură. Dar produse care sunt cât de cât pe acolo, deci cam asta vreau. Cam ăsta nu e. Dar ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e. Deci pe acolo. Hai să mergem așa, din întâmplare, mergem până la pagina 5. Căutând, deci o chestie care e, da, e un cablu. Deci și la pagina 5, produsele sunt destul de relevante. Nu toate. Și de acum încep deja mai multe să nu fie relevante. Dar
Deci au câteva zeci bune de cabluri. Vrei doar un cablu și uite ce ofertă. Asta e o ofertă chiar extremă. Deci e uluitor ce am putut găsi aici. Eu mă chineam în România să găsesc un produs. Când am văzut ce au aici, mi-am comandat o mulțime. Foarte multe cabluri. Mi-am luat exagerat de multe cabluri. Să-mi vină și să am de ales după gust. Mi s-a stricat unul dintre ele. Cum poate să se strice un cablu? Nu știu, pur și simplu n-am mai mers. Mi s-a stricat un cablu de 10 metri și mi-am luat altul de 10 metri. Era mai ieftin ăla de 10 metri decât multe cabluri care le găseam în România la un metru. Era intri pe ocazie pe rău și cauți cablu din ăsta scurt și 8 lei, 10 lei, cam diferența de preț era absolut uluitoare față de X.com. Ok. E mai ieftin decât să cumperi un produs în România, online. Deci un produs, ideea e că e greu să comanzi doar un produs de 3 dolari și pe dx.com poți să faci asta. Poți să intri pe dx.com să te duci la chestia asta care costă 10 dolari. Aș putea adăuga un coș și livrarea gratuită, scrie pe undeva pe aici. Free shipping. E prin poșta română și durează 100 de ani, dar e ok până la urmă. Prefer așa, nu știu. E ok, nu mă deranjează. Și cumperi nimicuri, adică dacă aș da 15-20 de lei pe curier la un produs care a costat el însuși vreo 20 de lei, nu e mare afacere. Ok. Plata eu am făcut numai prin PayPal, n-am dat niciodată datele cardului meu la ei, am dat la PayPal. Și în PayPal am încredere și cu asta am lămurit-o cu siguranță. Cristian Florea are un articol în care spune ce a făcut el când nu i-a livrat o comandă. Deci, teoretic, ar trebui să primești bani înapoi. Nu pot să-ți garantez. În principiu, n-ar trebui să comanzi mult, valori mari, sau ce obținut din prima, nu știu. Eu n-aș comanda de 200 de dolari de pe dx.com. Nu aș avea încredere. Adică, da, mi se pare deja prea mult. N-am avut niciodată vreo problemă de livrare, niciuna. Mi-a durat mult, am avut la unul, cred că am stat 2 luni sau ceva, dar nu a fost vreodată să nu-mi livreze produsul. Site-ul e foarte profi, orice chestie, îți dă shipping, când, uite, zice și dispatch, adică tu faci comanda acum și îl trimitem efectiv în, nu prea se respectă termenul ăsta, poți să-l trimită mâine sau poți să-l trimită în 14 zile, adică nu e, mamă, că scrie aici 7 zile, e pe acolo. Price match, pacăl, deci tot felul de, nici nu te-ai întreba de cine își pune problema asta, uite, să, deci tot felul de chestii, de chichițe, de nu știu ce. Asta cu buy 3 dolari, 3 plus și save e dubioasă. De exemplu, scrie aici, e 5 și 11, da? Și aici scrie că dacă comanzi 3, e 4, 5, 3. Hai să comandăm 3. Hai să comandăm 4, da? 3, hai ca să fie așa. Și acum, add to cart și view cart. Și e același preț, da? Bun, și zicem că vrem asta. Deci, totalul ar fi 15 dolari, da? Și zicem că vrem asta. Unde e reducerea? Unde? Aici scrie cu 11 off, dar nu e, pentru că are și o taxă. Deci dacă aplici un bulk rate, îți aplică el o taxă și nu prea ai făcut mare lucru. Mi-a ieșit la o comandă, am ieșit cu plus, adică i-am zis că cumpăr 3 și am bifat asta și n-am văzut că îmi bagă opțiunea asta și mi-a mărit costurile, în loc să le scadă. Ok. Dar în general site-ul e foarte profi, deci sunt foarte mulțumit. Merită să cumperi ceva care e ieftin, ceva, nu știu, ceva de care nu depinde viața ta, dacă ți-ar plăcea și te distrag cu ea, o coardă, un cablu de care nu-ți pasă, un ecran, o ceva, o chestie la care nu contează garanția. De exemplu, aici e posibil să fii greșit, mi-am luat kit curățare lentile, avea și ceva alcool, nu știu, nici nu pot să caut, hai să vedem ce face, nu știu ce substanță cu, în contact cu lentila, nu. Iei de bună și testezi. Ops, nu mai merge lentila. Adică nu e, noi aici n-am făcut bine. Filtrul UV pentru camera video. În principiu aici trebuie să mă lămuresc destul de singur, destul de sigur, fără să, așa mă lămuresc singur. Băi, merge sau nu merge? Se vede bine sau nu? Și dacă am probleme, pur și simplu costă de puțin încât nu-mi bat capul cu, mi-am dat 5 dolari. Prefer să dau 5 dolari sau 7, nu știu, ceva genul ăsta. Să risc, decât să dau o sumă mai mare și să știu. Da, asta e un risc. Da. Și în principiu, ca toate astea, îți pui întrebarea. Oare, tot timpul trebuie să spui întrebări de genul ăsta, da? Oare, sigur, așa. Mai merită să-ți cumperi dacă vrei 3 coarde, știi? Deci atunci faci o reducere. Dacă cumperi 3 coarde, chiar ai un discount. În general să cumperi, adică nici să cumperi de un dolar, că nu merită să te duci la poștă pentru dolarul ăla. Nu știu, eu nu mă duc la poștă, stau la coadă
30 de minute până m-am dus la poștă, până nu știu ce, să vină peste o lună. Comanda ar trebui să fie între 5 și 20, 25 dolari. Pentru mine cam pe acolo. În general am comandat 10, 15, 20 dolari pe acolo. Dacă comanzi prea mult, eu aș sta cu stres, și dacă comanzi prea puțin, nu merită să stai la coadă doar pentru un produs. Ce să nu cumperi? Mi-aș cumpăra chestii care sunt foarte scumpe și dacă sau de care depind lucruri. Deci bateria pentru camera video. Aș sta sub stres că poate se întâmple ceva. Poate nu se întâmple niciodată, dar aș sta sub stres și nu m-aș simți bine. Chestii foarte scumpe, iarăși nu le-aș cumpăra. Iarăși cu garanția, cu funcționalitate. În general să-ți cumperi ceva, da, domnule, ieftin, n-are ce se întâmple, e doar o coardă. Adică nu rup mâinile dacă sar coarda greșit sau ceva. E doar un cablu. Ok, nu se aude 100% bine, se aude 90%. E în regulă, nu e de problemat. N-aș cumpăra ceva care e în priză tot timpul, nu știu, m-ar stresa. Mi s-a întâmplat odată să livreze la un alt oficiu poștal decât al meu și a trebuit să mă opri în București să caut chestia aia și nu mi-a plăcut. Există un timp, adică dacă comanzi acum, dacă eu acum fac comanda, scrie aici, dispatch, deci nu e instant. În general, la magazinul online din România, comanzi și 2-3 zile a plecat produsul spre tine, oricum pe acolo, nu 10 zile. Apoi, după ce a plecat, durează până ți ajunge. Teoretic, la poșta română, China, România. Ce poate fi mai simplu? Nu e chiar așa, durează destul de mult. Abonarea și dezabonarea la newsletter se face cu cod de verificare. Deci dacă intri pe dx.com, ei zic aici că îți dă 3 dolari. Îți dau 3 dolari dacă... Ăsta m-am mai abonat la, deci ca să nu așa scriu cu punct. Cu punctul e aceeași adresă din mine. Acum te pune să verifici, să pui coduri, să nu știu ce, e dubios și nu-mi place. Adică cod de verificare și dacă dai un subscribe și faci click, trebuie să scrii tu de mână adresa și să completezi codul și să dai un subscribe. Hai să vedem. Deci trebuie să mai scrii o dată adresa, să zici că, frate, am făcut un click, trebuia să mă ajuți. Deja știi că era, adineori, era adresa, unde e adresa? De ce trebuie să pun cod din asta? Adică nu-i firesc. În fine. Deci dacă n-aveau produs din stoc, trebuie să... Deci... Nu e... Deci, să mă zice cum ai 7 produse și unul nu e în stoc. În principiu, ori îți dau bani înapoi pe produsul ăla, ori la un moment dat le vine în stoc și îți trimit produsul, ori comanzi altceva. Am făcut o dată, am să comand altceva, nu l-avea nici pe ăla, până la urmă mi-au dat cei 3 dolari sau cât era produsul respectiv și mi-au trimis comanda fără. Dar în principiu, poate să scrie aici că un produs e în coș, ia să vedem, scrie. Nici nu, acum îmi dau seama că poate nici nu scrie așa ceva și sunt eu neatent. Hai să vedem, hai să luăm alt produs. De pe prima pagină ar fi o șansă mai mare să fie în stoc. Văd că nu scrie nimic de stoc. Ok, bine. Mă rog, ideea e că poți comanda și să nu fie în stoc. Și nu... De aici eu nu-mi dau seama dacă e în stoc sau nu. Și dacă poate să fie, dacă câte sunt în stoc. Deci asta cu stocul e un pic dubioasă. Dacă ai făcut comandă, dacă ai adăugat un produs, deci dacă ai făcut plata, nu mai poți să adaugi în coș. Da? Nu poți să contactezi customer service, poți să faci ce vrei. Nu, comanda e finală, poți să o amenești să faci alta. Dar nu mi-a plăcut asta. Mă rog, dar e ceva firesc și în România se întâmplă la fel. Ce se întâmplă în România e că poți să faci 3 comenzi și zici, domnule, fă-mi un singur coleg cu toate și nu mă interesează că sunt 3 comenzi. Trimite-mi o dată. În România, la ei nu poți să faci chestia asta. A durat ceva până îmi răspundeau la customer service, la customer care, na, era mai încet. V-am zis de bulk rate. Da, 3 dolari îți dau dacă comanzi de 30 de dolari, care cu reducere eu nu vă recomand. Azi am făcut o comandă de 10 dolari. Știam de asta cu 30 și nu vreau să... Nu, e greu să ajungi la 30 de dolari. Deci dacă ai sta câteva luni, probabil da, ai găsit suficient de multe produse, dar nu te simți bine. Și în fine, la discounter. Deci hai să încercăm.
Da, nu vreau să dau prostituc, ci că caută, scrie adrese și tot felul. Ideea e că dacă faci modificări, tu chiar dacă adaugi ceva pe aici la... deci scrie aici, ai puncte și adaugi punctele alea în coș, la un moment dat faci ceva, el scoate punctele. Și iar mai modifici ceva, treci la next previous, nu știu ce, iar ți-a scos punctele. Adică el nu scoate că vrei un anumit produs, nu știu ce, el scoate o chestie care ei pierd, anume că tu adaugi punctele în coș și ei în momentul ăla primezi mai puțin bani de la tine, așa că cu prima ocazie ți le scoți. Și pentru mine e stresant, adică le-am adăugat odată, ar trebui să rămână acolo. Dacă adaug un discount în coș, ok, ăla e discountul meu, rămâne acolo. Invers, am făcut comandă, am adăugat ceva, nu știu, puncte de genul ăla, le-am adăugat în comandă și am luat comanda. Nu mi s-au returnat punctele instant, adică, da, nu e grozavă treaba. Însă, în general, e un site foarte mișto și cel mai bun lucru de la el e că sentimentul că, uite, mamă, ce prostie are de care n-am nevoie, wow, extraordinar, și o comanzi tu și îți vine acasă după o lună și te uiți, mamă, mi-a venit chestia asta cu 3 dolari din China, ce economie am făcut și am stat doar jumătate de oră la coadă la poștă, ah, ce extraordinar, și chestii din astea și asta e, îmi place mult și să comanzi prostioare de care n-ai nevoie ieftin, de plastic, care vin prin poștă și ai un sentiment așa că ești un hacker, că, mamă, extraordinar, cu doar 3 dolari am cumpărat acest exclusiv și site-ul e făcut pe chestia asta, știți, dă, mamă, top 2 dolari, chestii de 2 dolari, top sellers, nu știu ce, livrare gratuită, e așa. Și e un sentiment drăguț. Mai mult decât faptul că e un cablu, în loc să dai 3 lei, în loc să dai 20 de lei, el e cu 5 lei. E și asta, dar e mai mult sentimentul ăla că ai cumpărat o prostioară și ai făcut așa un sistem. Cam asta e cu DX-ul. Eu îl folosesc din când în când, îmi place, îl recomand. Succes!